Doamne ajută, suntem la mănăstirea Bodrog. Am venit în vizită la Maica Domnului, nu? Păi da. Hai să intrăm să vedem ce se mai întâmplă pe la această minunată mănăstire. Mergem în casa Sfintei Fecioare Maria, pentru că aici este icoana făcătoare de minunea Maicii Domnului. Am mai fost de ceva vreme. Și m-am hotărât să vizitez această mănăstire frumoasă. Foarte frumos aici. Aici nu se aude decât liniștea, nu, să-i spunem așa. Cred că ai putea să-ți asculti bătăile inimii. Atât de liniște și de frumos aici. Se aud doar păsările și Sfintele Liturghii. Apă sfințită. Aici un mic parc în curtea mănăstirii. Foarte frumos. Ei, stai frumos pe băncuță, pe băncuțe, îți alegi una dintre ele și na, te rogi în liniște la Dumnezeu. Poți citi un acatist, un paraclist, ceva. Începem, apă sfințită, se bea înainte de a mânca. Na. Apoi eu am mâncat un pic, deci n-am voie să beau, nu-i nimic. La plecare îmi umplu o sticlă și o iau acasă. Foarte frumos aici. E și timp fain. Turnul. Cel mai vechi turn din acest loc. Ce trandafiri frumoși, galbeni, roșii, roz, albi, foarte frumos aici. Ce miroase și așa frumos, numai la trandafiri, uite ce frumos este, așa neînflorit. Foarte frumos. Dacă locuiți în zonă, chiar vă rog să veniți aici la mănăstirea Hodoș Bodrog, să vă recreați un pic, să uităm de lume. Mie mi se par două lumi diferite. Uite, de exemplu, aici este o lume și când te întorci, când mă întorc acasă, găsesc o altă lume. Uite, un alt trandafir foarte fain. Super. Aici nu auzi nimic, frate. Nu auzi certuri, nu auzi vorbe, deșarte, înjurături, blasfemii, certuri. Nu auzi nimic decât sunetul naturii și sunetul rugăciunilor atunci când se fac aici la mănăstire de către monahii noștri. Super. Hai să luăm și pe aici. Aici e mai umbră. Uite ce trandafir super fain. Galben. Trandafiri, flori, crini. Sunt pe afară, pe acolo am văzut. Crini. Uite aici iarăși. Trandafiri albi. Foarte, foarte fain. Da. Uite și unul, un trandafir portocaliu. Iar ce fain e și ăsta.
super frumoși. Dacă aveam grădină, îmi puneam și o trandafiri în grădină, numai trandafiri îmi puneam. Da, asta este. Uite aici, alt trandafir, ăsta e roșu. Ăsta e fain. Are și o albină acolo. În mijloc. Foarte frumos aici. Deci, credeți-mă, este o senzație extraordinară. Câtă liniște este aici. Sau numai păsărele și cam atât. Nimic, nimic, nimic altceva. Deci, asta e. Vii aici prima dată să te obișnuiești cu raiul, nu? Să dea Dumnezeu să ajungem cu toții acolo sus. Aici sunt obiecte bisericești. Sper să fie deschis. Dacă nu, mă duc peste monahe acolo. Eu duc la magazină. Să-mi cumpăr ce-mi trebuie. Da, n-ai problemă, că găsesc eu. Mă ajută Dumnezeu să mă descurc, știi? Aici un scurt, o scurtă prezentare a mănăstirii. 1998, trapeza mănăstirii. Chilin, 1906. Uite, turnul clopotniță, 1370. Asta da, e vechi, vechi. Câți ani aveam atunci? Eram tânăr. Da. Biserica nouă. Intrare muzeu. Oh. La muzeu vreau să intru. Dar cum fac? Sper să mă lase să filmez. Uite, vreau să vizitez și un muzeu. L-am vizitat acum mulți ani de zile. Dar, sincer, aș vrea să vedeți cu toții ce este în muzeu. Ia să vedem. Poate găsesc un monah să mă și lase să filmez. Și acum intrăm în biserică. Avem și reguli aici. La intrare în Sfânta Mănăstirii, ținută dumneavoastră, vestimentară trebuie să fie decentă, compatibilă cu Sfântul Lăcaș și așa mai departe. N-ai voie cu pantaloni scurți, cu tricouri, fără mâneci. Aoleu, eu am tricou. Da, dar probabil se referă la altfel. Uite, cu logo-uri, cu moto, cu prost, cu prostii. Femeile să șteargă rujul de pe buze când vin la mănăstire. Uite, frate, vezi? N-ai voie cu ruj. Sper că se vede. Când intrați în biserică, descoperiți-vă capul bărbații corect și femeile să-și acopere capul. Cu respect faceți-vă semnul Sfintei Cruci și apoi mergeți la iconostas și închinați-vă. Păstrați liniștea, da? N-ai voie beat, stare de ebrietate, n-ai voie cu gumă, fumatul, bineînțeles, interzis, închideți telefoanele mobile sau setați celularele pe opțiunea vibrații când intrați în biserică. Da. Facem așa. Dar, până la urmă, sunt niște reguli decente, știți? Adică, nu neapărat că la o sfântă mănăstire, mi s-ar părea și în viață acele reguli aplicabile. Nu? Normal. Adică, în fine, da, fiecare cu alegerea lui, fiecare cu viața lui. Hai să mergem. Ia să vedem, aici avem inimioara aceea, care se spune că dacă pui urechea, se aude bătăile inimii, dar din câte se spune că trebuie să ai o credință mare. Aici este un mormânt, uitați, din anul 1705. Foarte vechi. Uite cum arată un mormânt. Are scris pe el cu litere chirilice. Da. Vă seama. Așa vom ajunge cu toții, frate. Bine, bine ar fi să ajungem să fim îngropați în curtea unei mănăstiri. Dar vreau să spun că ce e lumea asta? Cu bani, cu bogății, cu... Până la urmă, ajungem și noi. Tot într-un mormânt acolo. Nu luăm nimic cu noi.
Da, turnul foarte vechi, 700 și ceva de ani. Oho. M-aș bucura dacă m-a lăsat un părinte să filmez și eu muzeul. Să-l vedem cu toții. Aici, lumânări, acolo aprindem lumânări. O să aprind și eu la plecare. Apă sfințită. Este un robinet aici. Cu pusticla sau cana. Și pe apă sfințită. Bine, după ce, sau înainte de a mânca, așa scrie acolo. Deci un părinte avem acolo. Cred că se duce la magazin. Aș dori să vorbesc cu starețul. Aici e Sfânta Picoană. Intrăm imediat să vedem. Avem un copac cu... copac Gingo Biloba. Uite. Frunze din alea de Gingo Biloba. Frunzele astea. Le iei și-ți faci ceai. Sincer, am luat odată, mi-am făcut un ceai, frate, de simțeam că mi se zbâgnea ceva în creier. De aici am luat frunzele și de atunci nu mi-am mai făcut. Mă gândeam, bă, frate, să nu devin prea inteligent, că e nasol. Știi? Asta e. Să vedem ce mai e pe aici. Chiliile. Acolo-s chiliile. Mai este acolo biserica nouă. Aici avem și un paraclis de vară. Imediat. Foarte cald acum, s-a încălzit aici. Uite și un monah. Cred că e monah, nu știu. Sau frate de mănăstire. Că văd că nu e îmbrăcat în monah. Viitor monah, cine știe. Văd că lucrează pe aici o tâmplărie. Aici paraclis. Foarte frumos. E închisă partița aici. Oricum, nu urcăm noi acolo sus, că... nu cred că e voie. Foarte frumos. Așa arată biserica pe din afară, foarte veche. De asta se întreb eu, de muzeu. Păi da. Reveni imediat. Fug după călugărul acesta și după monah. Dacă întrebăm. Deci aici este documentul care atestă... care atestă existența mănăstirii 1177. Document foarte vechi, bine, este o copie. Matriță de bronz, scrie aici, Viena. Aha. Aici este ștampa reprezentând mănăstirea în anul 1750. Deci că scrie aici. Mureșu. Deci așa arăta înainte. Da, la 20 de metri. Mamă. Tot... nu s-a schimbat chiar atât de mult, nu? Ba da. Ce? Biserica este turna mai înălțată, puțin clopotnița este aceeași, clădirile din dreapta este fără etaj, iar restul clădirilor sunt mai mult. Aici avem
icoană pe lemn, Învierea Domnului, o icoană foarte veche. Icoană. Avem o icoană pictată pe lemn cu Sfântul Mina, să-i dăm să se vadă mai bine. Secolul 18. Icoane. Icoane vechi, foarte vechi. Pictură pe sticlă. Adică o icoană pictată pe sticlă în secolul al XVIII-lea. Icoană Pogorârea Sfântului Duh, tot pe sticlă pictată în secolul al XIX-lea. Avem aici un chivot. Chivot proscomidier din anul 1789. Acum se vede mai bine. Deci vă dați seama de 200 și ceva de ani. Câteva cărți. Iconostas. Iconostasul. Da, foarte vechi. Tot din 1789. Avem ceva din secolul al XVI-lea, sfeșnic, făcută de către un om care a dat la ciocan până a ieșit acest sfeșnic. Arbore vieții, arbore... Arborele vieții, spune părintele, care nu vrea să fie filmat. Nu dorește, îl respectăm pe părinte, normal. Cârje avem, uite, avem și o cârje arhierească. Imediat să o focusăm aici. Secolul 19. Sfeșnice. Icoane. Icoane foarte vechi. Ia să vedem ce avem aici. Să vedem. Avem aici avem o mitră arhierească din secolul 17. Un pahar de argint aurit 1562. Cruce de lemn portativă. 300 de ani are această cruce. Disc liturgic 1523. Da. Psaltire și Evanghelie în limba slavonă. Tot un alt manuscris din secolul 16. Explicarea credinței ortodoxe de Sfântul Ioan Damaschin în limba greacă și latină, 1548. Vă dați seama, Sfinții noștri părinți au explicat și în greacă și în latină, și în slavonă și în mai multe limbi. Pentru toată lumea. Biblia Ostrog, 1581. Asta mi-aș dori eu. E mai veche decât aia din 1688. Bine, dar nu înțeleg ce scrie aici, că nu scrie în română. Uite, canoanele Sfântului Ierarh Vasile cel Mare, Ostrog, 1594. Evanghelie, Moscova, 1701. Mamă, fratele meu, comorii duhovnicești. Da, și mai departe, sunt tot așa manuscrise. A, și mai avem aici, mi-a făcut semn părintele, să nu uităm, cărămizi romanice. Găsite în șantierul mănăstirii în anul 1977. Sunt un fel de ghid turistic acum.
Așa, aici un fel de columnă ceva. Sau o piatră din columnă, cred. Columnă romanică. Foarte. Fragment din coloana romanică. Uite că am nimerit-o. Trebuie să mă fac ghid turistic, am spus. Ghid mănăstiresc. Sau... Așa sunt pietrele pe coloană. E pictat. Și asta este piatra de la Muntele Sinai, unde Dumnezeu și-a pus amprenta pe toate pietrele din Sfântul Munte Sinai. Toate pietrele au acest simbol al rugului aprins. Am și eu acasă pietricica aceea mică, tot așa v-am arătat care acest simbol. Deci iată acum o piatră mai mare, pe care se vede foarte clar. Deci nu este pictată, așa este ea. V-am arătat altă dată și pietricica mea, că pur și simplu așa este imprimată cu puterea lui Dumnezeu acest rug de unde a vorbit Dumnezeul nostru cu Moise. Da. Ce faceți? Da, cum de e așa micuț călugărașul? Da. Avem aici un mic călugăraș, frate. Am uitat aici. Un viitor monah. Un copilaș care bate toacă. Ce nu avea copilașul? Uite, viitor monah. Îmbrăcat în haine monahale. Să fie Dumnezeu, miluiește-ne pe noi păcătoși. Deci aici miroase absolut incredibil în mănăstire. De ce spun treaba asta? Pentru că în Sfânta Mănăstire aici miroase a mir, frate, pentru că icoana Făcătoare de Minune a Maicii Domnului are un miros incredibil. Credeți-mă, are un miros care nu este pământesc, mirosul. Este pur și simplu un miros care nu se aseamănă cu nimic de pe pământul acesta. Acolo sus avem coarnele tăurașului care a descoperit icoana Făcătoare de Minune a Maicii Domnului. Tăurașul Hodoș. Da, ca semn de amintire, au păstrat aici coarnele tăurașului. Iar icoana Făcătoare de Minune a Maicii Domnului, unde pe mine m-a ajutat enorm și întotdeauna m-a ajutat când am avut probleme sau necazuri, se află aici. Imediat terminăm, nu avem icoana Păcătoare de Minuni a Maicii Domnului. Так.
Începe Sfânta Liturghie. Biserica nouă, avem aici adormirea Maicii Domnului, o icoană păcătoare de minuni, o altă icoană păcătoare de minuni, din câte mi-a spus părintele de mai devreme, la această icoană care reprezintă adormirea Maicii Domnului, se roagă femeile care nu pot avea copii. Și sunt multe femei care, după ce s-au rugat la icoana Maicii Domnului, adormirea Maicii Domnului, au acum, în această zi, copilași. Da, dacă am văzut la muzeu piatra de la Muntele Sinai cu simbolul rugului aprins, uitați, aici mai avem o altă piatră. Uitați, deci avem o altă piatră, tot de la Muntele Sinai, care are tot amprenta lui Dumnezeu pe ea, da? Pe piatră. O piatră mai mare și se vede clar. Deci nu sunt pictate pietrele, v-am spus, am și eu acasă o pietricică mai mică, tot așa, care are imprimat acest simbol. Mai este aici. Piatră de la mănăstirea Ecaterina de pe Muntele Sinai și mai avem și piatră de la Sfântul Mormânt. Ce fain se aude, deci copilul acela citește în Sfânta Biserică. Au o poveste un pic dramatică, din câte am înțeles, sunt doi frățiori mai mici, care, na, li s-au întâmplat ceva mai dramatic și au rămas copilași la mănăstire. Dumnezeu și Maica Domnului să-i ajute pe acești copii, pe doi frățiori, și să, dacă e să fie, să dea Dumnezeu să rămână aici, în Sfânta Mănăstire, copilașii.